regal artistic de fiecare dată, Cornel Cojocaru, mulțumim! Dacă ieri începeam evenimentul cu un discurs emoționant despre ambițiosul elev Ionuț Dima, pe care îl întâlneam în sala de clasă acum mai bine de 15 ani, să știți că seria laudelor continuă. Cunosc faptul că a vrut să ducă numele Dima mai departe cu respect, prețuire și neîntinare și a reușit. Știu că este un perfecționist, un om dedicat al locului în care a crescut și s-a născut, un tânăr cu visuri mărețe și aspirații îndrăznețe, aș putea să spun, un om care și-a pus sufletul în slujba comunității dumneavoastră și în mâinile dumneavoastră. Împreună cu înțelegere, răbdare și o bună colaborare cu autoritățile județene, cu întreaga echipă politică și administrativă a județului Olt, a reușit să ridice această comună acolo unde este locul. Îl invit cu aplauze bine meritate și cu multă mândrie în suflet pe tânărul dumneavoastră primar Ionuț Dima! Vă mulțumesc mult, doamna profesoară! Bună seara încă o dată, dragi cetățeni! Bună seara, dragi coteneni! După cum știți, localitatea noastră nu a fost niciodată lăsată la greu, iar în seara asta, alături de noi, îl avem pe domnul președinte al Consiliului Județean și domnul președinte al PSD Olt, Marius Oprescu. Haideți să-l întâmpinăm cu aplauze! Vă dau cuvântul, domnul președinte. Mulțumesc, Ionuț! Bună seara, Coteana, și la mulți ani! Ca de fiecare dată venim cu drag aici la Coteana, la prietenul nostru, unul dintre primarii tineri și de perspectivă, așa cum este Ionuț Dima. Suntem prezenți alături de el, demonstrează că în acest prim mandat reușește să schimbe ușor-ușor fața comunei Coteana, are multe de realizat, dar cu siguranță e omul pe care să vă sprijiniți și mandatul următor. Așa cum spunea prezentatoarea noastră, n-am venit nici astăzi singur, sunt împreună cu întreaga echipă politică și administrativă a județului Olt. Vreau să-i chem alături de noi pe scenă, să-i cunoașteți și dumneavoastră, vicepreședinții Consiliului Județean, Virgil Delureanu și Ionuț Ivan. Florin Barbul, deputatul de Olt și ministru al Agriculturii. Deputații de Olt, Marius Iancu, Adrian Chesnoiu, Emil Albotă, Cătălin Grecu, Corina Sulger, președinta Femeilor Social-Democrate, subprefectul județului Olt, Cosmin Floreanu, Florin Cotoșman, președintele ANOFM la nivel de țară, Daniel Bărbulescu, directorul adjunct AFIR România, Emil Marinescu, președintele Organizației de Pensionari din județul Olt și Sabin Bratu, directorul Serviciului Județean de Pază Olt. Cu toții, într-o formulă aproape completă a noastră ca echipă, suntem alături de dumneavoastră în această zi de sărbătoare, suntem alături de Ionuț, de primarul dumneavoastră, pentru că meritați acest lucru și el de fiecare dată când vine și vă cere ajutorul pentru noi și dumneavoastră sunteți alături de noi. Vă mulțumim pentru acest lucru, vreau să-l asigur și eu pe Ionuț de întregul sprijin al nostru ca echipă în toate proiectele pe care Coteana și le propune de acum încolo, așa cum am făcut-o și până acum. Și pentru că e zi de sărbătoare și o sărbătoare creștină mare, vreau să urez și eu la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Maria. La mulți ani, Coteana, la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Maria. Și înainte de a închide, aș vrea să-i dau cuvântul și ministrului Agriculturii. Suntem totuși într-o zonă puternică agrar românească, poate are să ne spună câte ceva despre ceea ce vrea să facă ca politici agricole pentru noi. Domnul Barbu, te rog. Da, mulțumesc, domn președinte, mulțumesc, domn primar. Vă spun și eu bună seara, bine v-am regăsit, dragii mei, și în acest an, la această sărbătoare. Vreau să le urez tuturor care astăzi serbează onomastica, multă liniște, fericire și sănătate, așa cum este în această zi,
în sărbătoare la dumneavoastră în Coteana. Vreau să vă transmit că am început deja Ministerul Agriculturii împreună cu Guvernul României lupta cu prețurile la alimentele de bază. Deja în România prețurile au scăzut cu 34%. Vom continua această măsură. Mai mult de atât, prin această măsură promovăm produsele românești, promovăm laptele, carnea, fructele și legumele românești. Vom lansa și vom sprijini fermierii români cu proiecte foarte multe. În perioada următoare vom da drumul prin Programul Național Strategic la foarte multe fonduri europene. Mai mult de atât, Guvernul României a instituit o măsură foarte importantă, cel mai mare program din România, InvestAlim, prin care materia primă să fie procesată în România și să nu mai plece la export. Domnul primar, vreau să vă felicit pentru ceea ce ați făcut în comună. Vreau să vă asigur de toată disponibilitatea și a mea și a întregii echipe PSD Olt și să vă urez în continuare o seară frumoasă și distracție plăcută. Doamne ajută! Dacă la început de festival, doamna prezentatoare a venit și a spus că am fost unul dintre elevii dânsei silitoare, vreau să vă mulțumesc pentru bagajul de cunoștințe pe care mi l-ați dat. Dar astăzi, alături de noi, am profesorii administrației ai județului Olt, profesorii politici, și de asta, haideți să-i aplaudăm încă o dată. În continuare aș vrea să lansez o propunere. Dacă tot am mutat festivalul Târgu Fetelor de la Cotenița în această locație minunată, de săptămâna aceasta vă rog să veniți cu idei de a da un nume acestui loc minunat. Vă aștept pe Facebook să votați și să spuneți ce nume să dăm acestui parc. Vă mulțumesc mult și în continuare vă urez distracție plăcută. Ce provocare frumoasă! Mulțumim mult pentru cuvinte, mulțumim tuturor că susțineți proiecte îndrăznețe, că sunteți acești de alături de m-am emoționat și eu, să știți. Sunteți alături de acești oameni minunați, le acordați respectul cuvenit și încrederea de care au nevoie. Vă mulțumim că investiți în educație, că am auzit o să investiți în sănătate, factor prioritar ai societății, că dați avânt tinerilor și ne sunteți de multe ori un exemplu. Mulțumim! Domnul primar, puteți să veniți alături de mine, mai am o surpriză pentru dumneavoastră. Este un mesaj frumos, să știți, din partea unui cetățean al comunei. Se numește Vlaicu Vasile și spune următoarele lucruri. Comuna Coteana îi mulțumește domnului primar Dima Ionuț, care a organizat acest mare și frumos spectacol în acest parc, scoțând în evidență frumusețea parcului făcut prin munca și priceperea tatălui său. Dima Victor a fost primar, care nu mai este printre noi, și aș vrea să ținem așa și un moment de reculegere, un scurt moment de reculegere. Mulțumim frumos! De asemenea, domnul Vlaicu Vasile vrea să mulțumească tuturor artiștilor care ne încântă în această zi de sfântă sărbătoare. Vlaicu Vasile. Vă mulțumesc, domnul Vlaicu. Dragi cetățeni, pot să vă promit că voi rămâne sprijinul dumneavoastră și vom continua mereu împreună. Vă mulțumesc mult! Mulțumim și noi și te așteptăm pe la final pe scenă ca să le mai spui cetățenilor câteva cuvinte. Și nu uitați de provocarea lansată de domnul primar să găsiți nume acestui parc pitoresc, pentru că, într-adevăr, arată destul de bine, este un loc frumos și, de ce nu, trebuie să aibă o denumire ca atare. Mulțumim! Mehedințean de